Fero, iubim apa. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Invitatul meu de astăzi este Vlad Nistor, CEO și fondator al unui serviciu, mi-am spune inedit, CoinFlux, un serviciu unde se lucrează cu monede virtuale. Bine te-am găsit, Vlad! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim că ai acceptat să povestești despre, i-aș spune eu, o idee inedită pe care ai pus-o în practică, ziceai, în urmă cu 3 ani. Dar noi am început în decembrie 2015 să oferim un serviciu de schimb de monede digitale. Deci cum ar veni la voi, nu merge lumea cu euro să schimbe lei? Nu, noi avem un serviciu pur online și vindem Bitcoin, Ether și alte monede digitale pentru euro în momentul de față. Adică cineva care dorește să ia expunere, să vadă despre ce e vorba, poate să vină la noi să afle. Cum ți-a venit ideea de a porni un astfel de business? Noi am pornit pentru că era greu să cumpere. Din experiența mea, în momentul în care am aflat și am zis ok, hai să cumpăr, să văd cum funcționează, despre ce e vorba, am încercat să cumpăr și mi-a luat în jur de o săptămână. Și atunci am zis, cu siguranță trebuie să găsim o variantă, că asta se poate face mult mai bine. Și la acel moment erau, sigur, mult mai puține servicii de schimb și la noi și în afara țării și nivelul de servicii care le ofereau nu era la nivelul la care, cel puțin așteptărilor mele. Și am zis că putem să facem ceva mai bine. Eu, venind din sectorul financiar, am înțeles cam ce ar trebui să se ofere și ce mă așteptam eu ca și client să primesc. Și asta am încercat să implementăm și la asta lucrăm. Veneai din sectorul financiar, mai exact ce făceai? În acel moment administram fonduri de pensii, lucram pe zona de venit fix, aveam în jur de 500 de milioane de euro pe mână pentru investiții și aveam cel mai performant fond din România, de pilonul 2 de pensii. Cum te-ai hotărât sau după cât timp, din momentul în care ți-ai pus bazele propriei afaceri, ai decis că gata cu jobul, cu salariu fix și... În jur de 6 luni. Ajunsesem la un nivel la care nu puteam să susțin să le fac amândouă și atunci a fost nevoie să iau o decizie și am decis să urmez și să-mi dedic tot timpul companiei ca să putem să creștem. Ai regretat vreun moment că ai făcut pasul acesta? Nu. Nu, n-aveam de ce, pentru că aveam o idee și o piață care exista și credeam în potențialul idei. Cât de mult știau românii în acel moment, în 2015, despre monedele virtuale? Pentru că în ultimul timp, acum deja se vorbește destul de mult, vedem peste tot materiale cu subiectul Bitcoin, este probabil una dintre cele mai cunoscute monede virtuale, dar vin din spate și altele. Cât știau românii atunci despre acest subiect? Și sau cam câți erau utilizatori? Eu pot să vă spun că în număr de clienți la noi, de exemplu, atunci aveam poate 20-30 de tranzacții într-o săptămână și am ajuns la maximul nostru în decembrie, când erau și prețurile foarte ridicate, am avut peste 2500 de tranzacții într-o zi. Ca și număr de clienți, unii tot așa, aveam poate 5 pe săptămână sau 7 pe săptămână atunci și la maxim am avut, cred că, în jur de 1000 și ceva de clienți unici într-o săptămână. Și acum, sigur, cum prețul a mai scăzut puțin, numărul de clienți mai mic și numărul de tranzacții mai mic. Dar interesul a crescut foarte mult. Atunci nu era peste tot în media, cum spuneai și tu, și oamenii nu știau. Și acum început să afle. Noi oricum încercăm să lucrăm și pe partea de educație ca să aducem, în primul rând, awareness și, în al doilea rând, să aducem cunoștințe. Pentru că nu e un subiect care e neapărat simplu, e un subiect care poate să fie complicat și încercăm să-l simplificăm. Care a fost moneda în care tu ai investit prima dată? Atunci era Bitcoin, am cumpărat la început. Am cumpărat undeva în 2014 prima dată. Cumpărat era în jur de 400 de euro atunci.
Câți ani aveai? Erai deja pe salariul tău, da? Eram, da, da. Da, atunci lucram la București, tot pentru fond de pensii. Și atunci am cumpărat prima dată și atunci am avut experiența că mi-a luat mai bine de o săptămână ca să ajung cu ei în portofelul meu și să pot să-i folosesc. Era și o industrie la început în care era ușor să-i pierzi, portofelele în care se păstrau nu erau foarte bune, de exemplu, sau puteai, erau tot fel de scheme Ponzi și altfel de pericole, să le numim atunci la început. De atunci industria s-a maturizat mult, avem acum portofele care sunt foarte sigure și foarte bune, inclusiv portofele hardware în care persoanele pot să țină în siguranță. Și schemele Ponzi au mai intervenit și autoritățile și au mai închis din ele. Și oamenii s-au și învățat, că până la urmă și în România, nu, în anii 90, am avut Caritas și am avut alte lucruri. Când ai un sistem, da, ai un sistem financiar care e la început sau un sector nou, oamenii încearcă lucruri. Dar dacă ar fi să faci o comparație între sistemul piramidal Caritas, să zic, uh-huh, și această industrie care, ok, acum deja a început să fie mai stabilă, dar în 2014, cum spuneai, riscul să pierzi era destul de ridicat. Cu sistemul Caritas s-a încheiat, uh-huh, cum vezi tu partea aceasta a monedelor virtuale? Și aici, adică existau servicii care erau făcute și oferite de amatori. Și în momentul în care ai niște amatori care vin și lucrează cu banii oamenilor, se pierd și nu știu ce să facă. Și, de exemplu, jumate din toate serviciile de schimb care au existat au fost hackuite, pentru că era vorba de niște amatori care nu cunoșteau normele de securitate și tot ce este nevoie să faci. Și industria s-a maturizat mult, adică acum inclusiv începem să avem reglementări pe ce înseamnă să oferi un serviciu de schimb și acolo sunt niște cerințe de la autorități. Pentru că avem reglementări de ordin intern și aici mă refer la reglementări, la legile românești sau reglementări la nivel european, pentru că vedem puțin că dacă ne uităm în afară, pe plan extern, e un pic mai flexibilă legislația sau mai permisivă, să zic așa, atunci când vine vorba de monede virtuale. Pentru ce vreau să spun este că monedele în sine nu pot să fie reglementate, pentru că e o rețea descentralizată, sunt utilizatorii care rulează rețeaua și atunci nu ai un punct unde să zici ok, merg aici și opresc. Pentru că în Bitcoin sunt și în Ethereum și în alte rețele sunt zeci de mii de computere la nivel global care rulează rețeaua. Și poți doar dacă le închizi pe toate să oprești rețeaua. Și asta e imposibil. Tu ca și stat, sigur, poți să fii un stat mare și la tine, în statul tău, să încerci să oprești, da? E greu să oprești la nivel internațional. Și de aici vine puterea și încrederea utilizatorilor. Dar da, mi-am pierdut gândul. Era vorba despre reglementările despre nivel de schimb, da, valutar. La nivelul serviciului de schimb valutar, vine la noi, urmează să se aplice printr-o directivă europeană, care sigur trebuie implementată și în România și în toate statele europene. Mai e reglementări în SUA și în Japonia, în momentul de față, care ele avansează și la nivelul de G20, grupul de cel mai dezvoltate 20 de țări, acum au un grup de lucru și se așteaptă la niște norme și un plan la nivel internațional de reglementare a serviciilor. Și mi se pare normal să fie, pentru că ai de-a face cu banii oamenilor și în momentul în care tu administrezi, nu neapărat administrezi, dar păstrezi în custodie bani, este normal să fie niște norme și niște legi care trebuie să le respecti. Dacă ne uităm la noi în țară, vedem că la începutul acestui an, guvernatorul României ieșea public și făcea un apel la prudență atunci când vine vorba de utilizarea monedelor virtuale. Da. Crezi că și România va aplica acele legi care sunt făcute ok la nivel internațional, dar deja nu mai e un secret că noi pornim mai greu așa când vine vorba de noutăți. Din partea Băncii Naționale mi se pare un mesaj normal, pentru că în primul rând ei sunt singurii care emit monedă în România și cumva trebuie să-și apere poziția, să spunem așa. Și pe de altă parte, cumpăratul sau investitul, să-i spunem așa, sau speculatul monede virtuale nu e pentru toată lumea. Adică noi am avut și în perioada de vârf de număr de tranzacții persoane care nu sunt convins că înțelegeau complet ce cumpără. Sau cineva ne suna, zice, eu sunt de la țară, vreau acțiuni Bitcoin de-alea.
citez. Și atunci e normal să fie un mesaj de precauție din partea Băncii Naționale. Pe de altă parte, mesajul al doilea din acel comunicat că băncile n-ar trebui să ofere servicii, mi s-a părut puțin deplasat, în ideea în care noi aplicăm, sau mă rog, noi ca și companie Coinflux aplicăm reglementări la nivelul sectorului bancar. Aceleași reglementări. Legat de aplicarea în România, e obligatorie. Toate directivele europene trebuie în intervalul de timp care e menționat în directivă, trebuie implementate în legislația locală. Sigur, la noi se mișcă mai greu. De exemplu, pe același subiect de prevenția spălării banilor, încă nu e implementată directiva, care trebuie implementată imediat un an de zile, de când trebuia deja implementată în legislația locală. S-a votat în iunie, s-a publicat în Monitor Oficial s-au publicat noile reglementări și ar trebui să intre în vigoare după un an jumătate. Noi suntem pregătiți, le aplicăm deja și... Și așteptăm, da. Până la urmă, de exemplu, și în discuțiile care noi le avem cu băncile, pentru că noi oferim un serviciu online prin transfer bancar în momentul de față. Și atunci trebuie să poți să primești bani, să le trimiți bani clienților dintr-un cont bancar. Și când discutăm cu băncile, și ele ne întreabă de acelea subiecte. Ce faceți pe zona de prevenția spălării banilor, de prevenția finanțării actelor de terorism? Unele vor să discute și le arătăm ce facem, unele nu sunt interesate. Cum e comunicarea între voi și bănci? Sunt flexibili când vine vorba de monede virtuale? Cele mai multe nu vor să audă. Adică pur și simplu le povestești de business fără să le spui că e monedă virtuală. Și li se pare interesant. Și în momentul în care spui cuvântul magic, monedă virtuală? În momentul în care spui monedă virtuală, de obicei se escalează și ajunge undeva de unde nu se dorește. Și asta e parțial pentru că nu se înțelege și parțial din cauza mesajului de la Banca Națională. Adică dacă Banca Națională a ieșit în februarie public și a transmis un mesaj, mă aștept că mesajul era transmis și în privat cu mult timp înainte de asta. Am înțeles. Deci acel mesaj a venit în luna februarie doar pentru public, să zicem. Da, așa. A venit un mesaj public. Sunt convins că mesajul, adică am înțeles și din bănci că mesajul se transmitea într-adevăr și pe canale private. Aș fi curioasă să te întreb cum tratați un astfel de client, de care spuneai puțin mai devreme, bună ziua, vreau și eu să investesc în acțiuni de alea Bitcoin. Încercăm să-i arătăm ce este și să îl întrebăm dacă înțelege că e un grad mare de volatilitate și există atât potențial de câștig, cât și potențial de pierdere. Adică sunt foarte multe persoane care au cumpărat la prețuri reduse și au câștigat și după aceea prețul a scăzut. Ele au vândut, au marcat pierderea în loc să aștepte, de exemplu. Pe termen lung, prețul monedelor s-a apreciat în continuare. Dar în 2013 a fost un maxim de exemplu, pentru Bitcoin a fost peste $1,000, apoi a scăzut în jur de 200 și de acolo a crescut spre 20.000. Și acum este undeva la $8,000. Variațiile sunt mari și atunci trebuie să te aștepți la astfel de variații dacă faci o investiție pe termen scurt. Cam care este profilul utilizatorului de monede virtuale din România? În general sunt bărbați și în 25-40 de ani, foarte mulți din domeniul IT. Pentru ei e un pic mai ușor să înțeleagă despre ce e vorba. Dar este tot mai ușor și pentru restul, pentru că noi ce am încercat să facem e să facem un user experience simplu. Și alte site-uri nu reușesc și de asta am reușit noi să atragem clienți și continuăm să lucrăm la asta, pentru că este încă o industrie care e la început și fiind o industrie la început, încă sunt unele lacune pe zona asta de experiență și de ușurință de utilizare și de înțelegere. Dacă ar fi să faci o recomandare unui tânăr de 20 și un pic de ani care vrea să își investească bani într-o monedă virtuală. Cam cu ce sumă i-ai recomanda să plece la drum, să zic așa? Aici vorbim de o investiție, să-i spunem așa, și atunci ar trebui să fie, în primul rând, bani pe care își permite să-i piardă, nu toate economiile sub nicio formă niciodată, și să citească foarte mult înainte să cumpere. Adică tu ai
acum sunt mii de monede și fiecare încearcă să aducă ceva în plus sau să facă ceva diferit și trebuie să iei să citești să înțelegi ce cumperi. Mă, sigur, sunt, să spunem, primele 10 care au proiecte interesante și sunt mari și cunoscute, nu toată lumea știe de Bitcoin, cea mai mare, sau de Ethereum, a doua, dar când încep să mergi în sfera celor mai mici sau mai la început sau mai puțin dezvoltate, acolo trebuie să înțelegi ce înseamnă tehnologic, ce fac ei și dacă este un produs viabil. Care ar fi sursele credibile de informare? Pentru că acum de citit despre monedele virtuale se poate citi în multe locuri, inclusiv pe rețelele sociale, sunt grupuri, pe rețelele de socializare, sunt grupuri dedicate acestor monede, dar informație reală și verificată de unde poate fi luată? Informații, până la urmă, sunt niște publicații care au un istoric și au un track record și se vede că înțeleg despre ce scriu și poți să începi acolo dacă vrei să documentezi despre ultimele informații. Și fiecare monedă în general are un site și acolo pe site încearcă să explice ei ce fac. Și au ce se numește un white paper, care în general e un document, și în acest document ei își spun viziunea, să spunem. Și ei și citești viziunea și citești viziunea și vezi dacă, din punctul tău de vedere, e ok să investești în moneda respectivă sau nu. Exact. Dacă ei pot să ducă proiectul, dacă, de exemplu, dacă au echipa destul de bună sau au oamenii potriviți pentru proiect, dacă au proiecte anterioare făcute și duse la sfârșit. Și dacă e realist, adică sunt întrebări pur și simplu pe intrăm în zona de ICO-uri acum, care e o nouă metodă de a strânge bani pentru un proiect, să-i spunem. Tu emiți un fel de token, un fel de monedă virtuală și oamenii îl cumpără și tu rămâi cu banii ca să faci un proiect. Da? Tu, de exemplu, spui că vrei să faci un sistem de chat, să spunem. Și atunci te întreb, ok, e nevoie de încă un sistem de chat sau avem deja mai multe companii care deja le folosim și nu e nevoie de un sistem nou. Sau dacă sistemul nou spune că eu îți fac un sistem de chat cu plăți, am nevoie sau e mai ușor pentru o companie care deja există foarte mare să bage plăți în aplicația existentă? Și dacă tu te poți bate? Și încep să-ți pui niște întrebări de business până la urmă. Voi faceți și consultanță cu clienții? Adică în afară de faptul că ei pot să cumpere, să vândă sau să facă diferite tranzacții cu monede virtuale, aveți și un serviciu de consultanță în care consiliați? Consultanță propriu-zisă nu, dar despre monedele care noi le avem pe site pot pune orice întrebări colegilor de la Customer Support și ei încearcă să răspundă. Aș vrea să te întreb de ce ai ales să deschizi această afacere, mi-aș zice futuristă, în România și nu te-ai gândit să mergi într-o altă țară europeană, unde poate ți-ar fi fost mult mai ușor și din punct de vedere birocratic, să zic așa. Am ales România pentru că este România, pentru foarte multe companii internaționale, este o piață de test. Nu e nici foarte mare, nu e nici foarte mică și încep să testeze tot felul de lucruri. De exemplu, cei din telefonia mobilă aduc la noi mai repede 4G decât în alte locuri și 5G și alte tehnologii ca să le testeze, să vadă cum funcționează la public. Și pe lângă asta, mulți români, cel puțin din cei tineri, sunt pe internet. Și lucrează în sectorul IT. Și atunci avem și o viteză bună la internet. Și avem o viteză foarte bună la internet, așa este. Și de asta am ales. Pe lângă asta, am crezut că putem să oferim un serviciu pentru români ca să ajungă mai ușor. Existau deja niște servicii internaționale și în Europa, și în State, și în Japonia, și în alte locuri. Și am zis că putem să oferim ceva la noi, care poate să le ofere românilor. Desigur, ne gândim să atacăm și alte piețe. Ai deja în minte ce piețe le divulgi? Da. Ne uităm în momentul de față foarte activ la Spania. A fost un studiu recent de la o bancă mare care și-a întrebat clienții, nu numai a ei, și, mă rog, clienții în general, și-a întrebat, aveți Bitcoin, doriți să investiți? Și România era pe locul 2 și cu Spania erau pe locuri foarte înalte, unde oamenii sunt interesați, au sau doresc să cumpere și de asta ne-am ghidat spre piețele unde interesul mai mare.
E puțin bizar ce spui, pentru că la noi în țară se vorbește foarte mult despre nivelul scăzut al educației, al educației în general, și de asemenea în anumite sondaje suntem pe locuri codașe la educație financiară. Uite, vedem în ultimul timp că se implementează tot felul de programe de educație financiară în rândul copiilor, chiar și de grădiniță. Cum se explică atunci faptul că țara noastră este, iată, pe un loc fruntaș atunci când vine vorba de monede virtuale? Oamenii sunt interesați și poate că e o chestie și culturală la noi, unde să fim oamenii, curioși? Nu neapărat să fim curioși, dar să ne controlăm banii. Și românii față de alte state europene sunt mai reticenți să țină banii la bancă. Și îi țin super, nu? Da, și în același fel, cumva să-i spunem, Bitcoin nu este același lucru. Ai cumva banii tot cash și un cash electronic. Nu-i ții la bancă, nu trebuie să ai încredere în nimeni altcineva, ai încredere în tine. Îți controlezi tu când vrei contul și buzunarul, cum da, ar veni. Nu poate să-ți intre nimeni să-ți ia sau... E multă siguranță și mult control. Și românilor le place controlul asupra banilor. De asta îi țin acasă și de asta unii țin în Bitcoin sau în alte monede. De unde ți-a venit această pasiune, i-aș spune pasiune, pentru partea financiară? Ziceai că și înainte de a fi propriul tău șef, ai lucrat tot în sectorul financiar. De ce? Mi-a plăcut mie. De când eram mic, mă întrebai ce vreau să fiu când o să fiu mare, ziceam că vreau să fiu banchier. De ce? Aveai un film preferat cu bancheri sau aveai pe cineva în familie bancher? Taică mea e unul din fondatorii la Banca Transilvania și vreau să fiu ca tata, să-i spunem. Dar nu, a fost o pasiune care în timp a rămas și am studiat afară, tot pe zona de sector financiar, și am căutat, după ce am terminat facultatea, să lucrez în sistem. Ce a zis tata când a văzut că vrei să schimbi macazul, să zic așa? Asta a fost el s-a bucurat pentru mine și, mă rog, el oricum face business de mult și înțelege ce înseamnă să ai o companie față de să lucrezi pentru altcineva. Dar totuși tu te-ai dus pe o companie diferită, să zic așa. Pe o companie diferită, adică am început ceva nou. Ai început ceva nou, dar inovativ, cum ar veni. Da, acum, la bază, serviciul care îl oferim nu e o noutate. Modul în care noi l-am pus în aplicare și serviciul care îl oferim, asta este ceva nou, într-adevăr. Când, practic, facem acel lucru care îl face o casă de schimb valutar, doar că îl facem online și casele de schimb valutar există de mult. Voi vă confruntați cu problema, să zic așa, lipsei forței de muncă? Pe zona de IT, acolo încercăm să angajăm de vreo 6 luni un CTO, un specialist, și acolo am întâmpinat probleme, fie n-am găsit omul potrivit, fie omul potrivit a spus nu vreau să lucrez cu ce are legătură cu bani, pentru că e responsabilitatea prea mare. De ce e atât de greu de găsit, când la urmă peste tot în țara asta se vorbește că la Cluj e pepinieră de IT-iști? Este, dar la Cluj este această idee că se tot migrează între companii și merg pe un salariu un pic mai mare, stau 6 luni și apoi merg la companie următoare, și ne-am încercat să evităm asta, adică căutăm ceva stabil. Dar în continuare căutăm, dacă vreunul dintre telespectatori e specialist pe Node.js sau JavaScript pe front-end, poți să ne scrie și... Să nu dai acum salariu în direct. Asta depinde de experiență. Depinde de experiență până la urmă. Și plătim bine. Nu, asta nu e un issue. Pentru că ne ajută pe noi să ne dezvoltăm mai repede. Și investim întotdeauna ce ne ajută să dezvoltăm. Cât timp ai fost în București? Cât timp ai profesat în București? Am fost un an de zile acolo. Lucram la Cluj, la o firmă de asset management, de administrare de active, eram analist și apoi am primit o ofertă să administrez bani la București, la un fond de pensii de pilonul 2 și 3. Și am mers acolo, am stat un an, apoi m-am întors la Cluj, la o companie tot așa, administrator de pensii private, pilonul 2 și 3. Și acolo am stat mai mult, am stat 3 ani acolo. De ce ai ales să te întorci de la București?
De la București, de acolo se dă ora exactă cum de-ai venit. Mi-au făcut o ofertă atractivă și pe lângă asta erau niște schimbări la compania la care au fost niște schimbări la compania la care am mers la București și am mers pentru că aveam de la cine să învăț, să spunem așa. Și șefa mea, care era atunci Laura, era o specialistă în administrare. Ea a plecat la un competitor și practic am rămas singur cu toată jucăria. Și chiar dacă mă descurcam, vroiam să am și de la cine să învăț. Te văd așa ca un, nu știu, probabil că imaginea unui CEO și a unui fondator a unei companii de un om mereu face ceva, grăbit, în schimb pe tine te văd așa, un CEO relaxat. De la Cluj. De la Cluj. Cum reușești să îți împarți timpul? Mă gândesc că ai mult de lucru, chiar dacă ai o echipă lângă tine care te ajută. Da, dorm puțin. Dorm puțin, asta nu e ok. Mă culc la 2-3, mă trezesc la 8 și ceva. Care e primul lucru pe care îl faci dimineața când te trezești? Iei telefonul? Da, mă uit să văd dacă a fost vreun nișu peste noapte. Și... Da, eu am și învățat să scriu cod de la zero când m-am apucat de business-ul ăsta și tot ce avem noi construit și codat e făcut de mine. Și atunci issue-ul care îl avem e cumva între business development, care ar trebui să-l facă CEO-ul, și coding-ul, care trebuie să facă CTO-ul, cumva mă împart între astea două. Și unele lucruri ne iau mai mult timp decât ar trebui să ne ia, pentru că avem o echipă mai restrânsă decât ar. Se spune că atunci când ai propria afacere, muncești mult mai mult decât atunci când ești angajat într-o altă companie, fie ea mare sau mică, că nu neapărat ai concediu când vrei tu și că nu neapărat îți faci programul chiar cum vrei tu, că de multe ori muncești mai mult decât clasicele 8 ore sau 9 ore pe care le știm deja. Că sunt, Da, pentru că lucrezi pentru tine și... Întrebarea era dacă așa e, așa e cum se spune? Așa este. Ai o viziune și vrei să oferi un serviciu sau vrei să faci ceva, să ajungi undeva. Și atunci tot ce faci și fiecare oră care o ai în zi încerci să o direcționezi ca să depui efort și să construiești în așa direcție. Iată, deja sunt 3 ani, poate mai bine de 3 ani, de când ai propria ta companie. Când ai mers prima dată în concediu, din momentul în care ți-ai pus bazele companiei? În primul an am mers, dar încercăm să, cu iubita împreună, să ne luăm și niște timp de relaxare. E foarte important să ai una, două concedii, mai faci un city break pe an, pentru că cumva trebuie să te deconectezi. Nu, chiar dacă în ritmul în care lucrez eu, nu poți să faci asta continuu. Ai nevoie deci nu vă deconectați cu totul, dar nu mergeți într-o zonă fără internet, fără semnal la telefon. Am fost anul trecut în Madagascar și în anumite zone n-aveam semnal și era greu. Pentru mine cel puțin, că simțeam nevoie să fiu cumva conectat. Încă și acum 2 ani și business-ul nu era complet automatizat cum e acum. Și mai aveai nevoie câteodată de intervenție umană. Așadar, voi încerca să găsiți echilibru, cum ar veni, între viața profesională și încercăm, să zic așa, socializare și relaxare. Încercăm, dar e greu. Care este modul preferat de relaxare, să zic? Sau poate nu atunci când mergeți 2 săptămâni în vacanță sau 10 zile, ci în timpul anului. Cu siguranță că la un moment dat ajungeți, așa se umple borcanul de... Dar atunci când se umple borcanul, mergem într-un city break. Sau, nu știu, în timpul liber, de exemplu, eu am o pasiune mai nouă, se cheamă FPV Drone Racing. Adică ai o dronă care are o cameră și tu ai niște ochelari, se transmite video, imaginea care o vede drona la tine în ochelari și o conduci, practic, o zbori. Poate fi folosită oriunde sau aveți nevoie de spații autorizate? Legislația din România nu te lasă în mediul urban, intravilan. Și atunci mergem în afara orașului sau, de exemplu, eu folosesc, este o dronă foarte, foarte mică pe care poți să zbor în jurul casei, are 20 și ceva de grame. Și atunci ai pauza de relaxare, nu? Și atunci nu? E pauza de relaxare, da. Vara mai mult, iarna mai prin casă cu drona mică. Dacă e să, nu știu, să alegi între concediu preferat, e cel de pe plajă, pe șezlong la mare sau, nu știu, pe un munte la schi? Eu aleg undeva unde pot să văd ceva nou.
Adică merg și la ski, dar noi unde am mers în vacanțe în ultimii ani a fost să încercăm să vedem lucruri care încă se pot vedea, dar urmează să se schimbe. De exemplu, anul acesta am fost în Myanmar, care era o țară închisă până, sau cu acces foarte restricționat până prin 2011, și încă poți să vezi cum era Asia cu 50 de ani, în anumite zone, pentru că dacă mergi în oraș acolo, deja începe să se europenizeze, să semene între ele, nu neapărat, dar rimează, să spunem așa. Și încercăm să mergem în locuri care încă poți să vezi lucruri autentice. Cine planifică vacanțele, sincer? Iubita mea. Alegeți să vi le planificați pe cont propriu, singur, să vă alegeți rutele sau apelați la serviciile? Noi mergem prin agenție și mergem întotdeauna cu ghid, pentru că dacă mergi singur, te uiți și spui, ce frumoasă e clădirea asta, că am văzut pe TripAdvisor că trebuie să mă duc să o văd, dar nu înțeleg nimic despre ce e vorba în spate. Și când mergi cu un ghid, e un pic mai scump, dar ghidul îți explică și spune de ce trebuie să vezi clădirea aia care era în ghidul ăla de pe TripAdvisor. Ați încercat și varianta de singuri și ați ajuns la concluzia că în city break-uri mai mergem singuri, dar e mult mai mișto cu ghid. Noi ne place mult mai mult. Și asta poate să fie o excursie organizată unde este grup sau putem să mergem noi doi și cu ghidul propriu. De gătit gătești? Nu gătesc. Eu spun că gătesc când comand delivery de la restaurant și spun, iubita mea, am gătit. E totuși asta un lucru bun. Și te crede? Nu mă crede, dar te mâncăm. Asta e important. Dacă ar fi să alegi un alt oraș al României unde să îți începi o afacere în afară de Cluj, care ar fi acel oraș și de ce? Alta afacere? Adică dacă faci ceva online, poți să fii de oriunde. Dacă faci ceva fizic, în general te duci unde sunt mai mulți oameni. Și atunci alegi Bucureștiul sau Timișoara, Iași, Cluj, care sunt orașele mari. În orașele mai mici, cu business-ul fizic e greu să faci. Și cu forța de muncă poate să fie mai greu. Să găsești depinde ce vrei specializat. Și dacă ar fi să mai deschizi o afacere pe care să o administrezi tot online, ai alege să te muți în altă parte? N-aș alege, fiind online, dacă, mă rog, eu din Cluj de loc și atunci aș alege să fac la Cluj. Mai este o variantă în care, de exemplu, legislația locală nu este la zi și nu pot să fac aici, atunci aleg altă țară, unde legislația e mai flexibilă și unde pot să fac ce doresc să fac. În ce țară te-ai muta, dacă ar fi să te muți? În ce țară m-aș muta? Cred că Olanda. Eu am stat și în UK, în Marea Britanie, am făcut acolo, am fost la facultate, am stat 3 ani. Am stat și în stat, un an am fost la liceu, într-un exchange program, am fost și în Germania, am stat o lună, tot așa, la un curs de vară. Am călătorit. Eu sunt destul de flexibil cu locația, mă adaptez repede și atunci n-ar fi o problemă. Nu te-a prins visul american să vrei să rămâi acolo? Nu m-a prins. Eu am stat la țară acolo, era un oraș de 10.000 de oameni. Da, puteai să mergi la vânătoare, puteai să mergi la pescuit, puteai să mergi, cam asta era distracția. Altă distracție nu era. În momentul în care ai absolvit studiile universitare în Marea Britanie, nu te-ai gândit să rămâi acolo? Mă gândesc că nu ți-ar fi fost greu să-ți găsești Mi-ar fi fost ușor dacă terminam în alt an, dar am terminat în 2009, când era maximul de criză și nu se angaja cu nivel de experiență zero. Așadar, te-ai fi gândit să rămâi acolo? Mi-aș fi dorit, dar atunci nu era momentul potrivit. Și atunci am venit în România și aici am găsit în sectorul financiar. Cum de-ai ales să urmezi o facultate în străinătate? Nu aveai încredere în, să zic așa, facultățile românești, facultățile din Cluj? Am căutat acolo unde sunt specialiști. De exemplu, la marketing am avut... în Marea Britanie funcționează un pic altfel lucrurile. Acolo profesorii universitari nu sunt neapărat doar academici de carieră, ci sunt foarte mulți care au lucrat în business foarte mulți ani. Sunt oameni de afaceri care și predau. Da. Și eu, de exemplu, pe marketing l-am avut pe fostul șef de marketing pe Coca-Cola Marea Britanie, care a fost acolo 20 de ani. De la el am mai mult de învățat decât la o persoană care e academic de carieră, care îmi spune niște principii, dar nu îmi spune în practică cum să fac asta. Dacă ar
fi să, nu știu, dacă ai avea, să zicem, o putere și ai putea să reformezi sistemul de învățământ din România, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Primul lucru care l-aș face? E o întrebare grea asta. Cred că aș începe cu a schimba modul în care se învață. Poți să te uiți la un exemplu cum e în Finlanda, unde ei nu au neapărat ore individuale, acum facem matematică, acum facem altceva, ci iau un subiect și îl dezbat. Și îl dezbat în context istoric, îl dezbat în context literal, îl dezbat în context de științe și încearcă să înțeleagă evenimentele în context, lucru care noi îl facem mai puțin. Și cred că așa aș începe. Cam în câți ani, dacă s-ar aplica acest principiu, cam în câți ani crezi că am avea o nouă generație de oameni, nu neapărat mai educați, nu vrem să spunem asta, ci mai bine formați? Dacă începem acum cu clasa 1, peste 12 ani. Avem din liceu și apoi din facultate. Mai e greu să schimbi din temelii un sistem. Cei din Finlanda acum au sistemul acesta de mulți ani și acum se gândesc cum să-l schimbe, să-l îmbunătățească. Noi suntem cu, și noi și multe alte state, nu numai România, suntem cu mulți pași în spate. Dacă ar fi să ai acum un copil care ar urma să meargă în toamnă la școală, ce face? L-ai lăsat într-o școală de stat din România sau te-ai gândit să vă mutați cu toți în străinătate? L-aș lăsa pe zona de învățământ primar și suntem relativ ok, cred că. În momentul în care tu ai ajuns la studii în străinătate, cum mi-ai spus că te adaptezi ușor, dar totuși, cum ai simțit trecerea de la sistemul românesc la un sistem cu totul diferit? Când am fost în liceu, a fost foarte diferit. De exemplu, în state, ei au un sistem prin care tu faci în principiu aceleași ore în fiecare zi, adică tu dacă studiezi chimie sau biologie sau geografie, ai în fiecare zi o oră de chimie sau biologie. Și ai același orar în fiecare zi și ai sport, de exemplu, sau ai sport în fiecare zi, sau poți să ai tot felul de diferite activități. La eu era interesant și făceai foarte mult dintr-o anumită materie. Ne-ai perceput ca fiind plictisitor sistemul? Da, la un moment dat poate să devină plictisitor. Așa este. Și în Marea Britanie, cum te-ai adaptat? În Marea Britanie, acolo era... E foarte interesant sistemul. Acolo nu poți ca la noi să nu mergi la facultate, să nu mergi la ore, să nu mergi la seminarii și să te aștepți să înțelegi ceva. Pentru că acolo e foarte mult studiu individual și în principiu îți spune pentru săptămâna viitoare când ne întâlnim la seminar, trebuie să citiți asta, că altfel... Sau să faceți tema respectivă. Sau să faceți tema respectivă, pentru că altfel treci la subiectul următor, care e bazat pe subiectul anterior și nu o să înțelegi. Și habar n-ai. Da. Și așa, la ei nu funcționează. Adică, ei au un sistem care e bazat pe niște teste care sunt riguroase. Și atunci... Tu să iei 10, sau mă rog, echivalentul lor de 10 e foarte rar. Da? Ei au un nivel care e foarte, foarte ridicat. Acolo nu e o tragedie dacă un copil ia 7 sau 8? Nu, pentru că acolo când iei 7 sau 8, chiar știi de 7 și 8. Poți să fii de nivel mediu și știi de 7 și 8. E alt nivel și ei gândesc altfel cum trebuie organizată școala. O să revin puțin la Cluj-Napoca, pentru că fiind de aici, ai putea să faci așa o paralelă și să-mi spui cum îți amintești orașul în momentul în care ai plecat la studii în Marea Britanie, să zicem, și cum a evoluat în acești ani până acum. S-a schimbat orașul și cumva îți mai mulți tineri, să spun așa, decât erau atunci. Și mai multă activitate în socială, să-i spune, sau culturală, să spunem, decât înainte să plec. Terasele sunt pline, erau mai puțin pline în perioada aceea, erau mult mai puține. Da, erau chiar așa multe. Da, da, și oamenii au devenit cumva poate mai social sau s-au mutat locul de întâlnire de unde se întâlneau înainte, se întâlnesc în oraș. Deci nu socializează mai mult pe internet, online? Sunt convins că, adică și cu internetul și cu socializatul online se pot organiza mai ușor, nu neapărat. Dar da, sunt cu siguranță o categorie care comunică mai puțin,
ei probabil comunicau mai puțin și înainte. Sunt anumite părți care nu îți place cum s-au dezvoltat în acest oraș? Organizarea cu, cu zona de infrastructură. De exemplu, sunt multe zone unde străzile rămân asfaltate sau și nu sunt gândite dinainte. Știi că ai o zonă unde începi să se construiască case, acolo trebuie să mergi să faci un plan. Unde o să fie străzile, pe unde trece canalizarea, unde am transportul în comun. Nu că te trezești cu zona și ai casele gata construite, neasfaltat și încep să vezi cum ne adaptăm la ce este. Deja e cazul când... tuturor cartierilor noi ale Clujului. Da. Asta... Eu cu asta cred că aș începe. Totuși, eu zic că planurile există. Că și eu când m-am mutat într-un cartier frumos, mi s-a arătat un plan. Și da. Planul e tot acolo, realitatea da, e alta. Da, sigur, dar și taică mă spunea, domnule, am teren acolo și eu trebuie să mă iau să mă înțeleg cu toți vecinii, să facem un plan urbanistic zonal, ca să poată cineva să construiască acolo. Până atunci nu se poate. Dacă... Citisem recent un articol foarte interesant despre diferențele din... cum gândesc urbanizarea în Japonia, de exemplu, sau cum gândesc în România. Și în Japonia au niște reguli și îți spun, în zona asta nu poți construi asta și poți să construiești asta până la, de exemplu, au o zonă de rezidențial, acolo nu poate să fie nimic industrial. Și ei merg pe... pe o foarte bună organizare, cum ar veni. Pe o organizare inversă în care tu spui niște clasificări și spui, în zona asta poți clasificarea 1, 2 și 3. Ceva de zona. Un pic altfel decât la noi din ce citisem. Dacă ar veni japonezii să schimbe ceva în Cluj, ce crezi să face prima dată? Ar muta canalele din mijlocul de mai ales de pe străzile nou asfaltate. Da. Sigur, sunt multe care se pot face. Dar, în general, issue-ul unul de planning, de planificare în avans. Cred că n-avem nici acum centură, nu? O avem, pe hârtie, e frumos desenată. Da, adică nu vreau să mă plâng prea mult să atac sau ceva de genul ăsta, să înțeleagă greșit, dar cred că mai mult, da, am răspuns și mai mult planning nu strică niciodată. Prin oraș cu ce obișnuiești să te deplasezi? Eu merg cu taxi sau cu serviciile alternative, da. În general, cu servicii alternative, pentru că e foarte convenient, îți vine factură direct pe firmă, plătești cu cardul de firmă și nu te mai îngrijorezi de am să-ți dau rest, n-am să-ți dau rest. Și calitatea serviciilor din mașină e alta. Nu conduci deloc prin oraș? N-am carnet, ar fi ilegal. Ar fi ilegal, da. Dar cum de... Acum trebuie să te întreb, cum de nu ai permis de conducere? N-am avut nevoie ca să... N-ai vrut? Eu am mers în Marea Britanie, am făcut 18 ani, am mers acolo e transport în comun și acolo e foarte scump foarte să mergi bine cu mașină. Dezvoltat transport în comun, da. Dincolo de asta. Și cu mașina, dacă vrei să intri în centru, de exemplu, plătești sume semnificative pe zi. Și n-ai nevoie. La noi, circulând cu taxi sau alternative, tot așa n-am avut nevoie. Iubita mea are mașină. Și atunci te duce. Și atunci, dacă avem nevoie să mergem în afară oraș. De parcare, nu? Dar prin oraș nu mergem, că și prin oraș... Dar acum e mai ok cu parcările, în centru cel puțin găsești tot timpul. Da? Dacă mergi la parcare, de acolo... Duminica seara. Nu știu, noi n-am avut probleme. Adică de acolo, în Unirii, în general sunt locuri. Chiar dacă e un pic scump, te găsești, că ai unde să parchezi. Cred că ați văzut mai poate în timpul zilei, nu știu, destul de plin. Și atunci și colegii mei, dacă au de mers undeva, o să meargă cu un serviciu alternativ și nu o să folosească mașina, pentru că nu merită. Mai avem doar câteva minute din emisiune, drept urmare nici întrebările nu mai sunt multe. Aș vrea să îmi spui, dacă mai ții minte, care a fost prima lecție financiară pe care ți-a oferit-o tatăl tău? Când se întâmpla asta? Aveam buget de bani de cheltuială în liceu. Aveam buget și trebuia să-mi administrez. Și dacă rămâneam fără buget, rămâneam acasă. Adică nu aveam niște bani de cheltuială, să-i numim așa. Îți dădea lunar o anumită sumă de bani? Aveam o sumă în fiecare lună pe care trebuia să-mi administrez. Ți s-a întâmplat să rămâi fără bani? Da, normal. Eram tânăr și învățam cum să-i administrez.
dar am avut întotdeauna buget și la facultate la fel, fiind în altă țară, aveam un buget pe care îl primeam și care trebuia să-l administrez. Cum crezi că te-a ajutat acea lecție, putem să-i spunem o lecție, cum l-a ajutat pe adolescentul Vlad de atunci să devină antreprenorul de astăzi? Să-ți faci buget întotdeauna, să încerci să vezi ce cheltuieli o să ai, pentru că sunt foarte multe companii care nu-și fac bugetare, nu companii, să le numim startup-uri, care nu-și fac bugetare, pornesc cu hey rup și hai să mergem, hai să vedem, și se prind pe parcurs că n-au banii de care au nevoie ca să facă. Atunci nu le-ar fi lipsit o lecție de genul ăsta în adolescență? Nu, e bine să faci un plan la început, care oricum se va schimba de zeci de ori pe parcurs, dar e bine să-ți faci să ai o idee. Și primii bani, să zic așa, pe forțe proprii, când, la ce vârstă i-ai câștigat? Când m-am angajat, a fost... Ei, dar nu aveai așa cât un task, când, nu știu, faci ceva, primești o anumită sumă, în afara acelui buget prestabilit? Verile, când eram în liceu, lucram la firma lui taică-meu sau la alte firme. Așadar, pentru n-ai fost neapărat un copil ținut pe palme care primea fără nicio condiție absolut tot ce își dorea. Acum aveam un buget. Nu pot să zic că am dus lipsă de ceva vreodată și mulțumesc părinților pentru asta, dar aveam un buget pentru noi și pentru mine personal și vara trebuia să lucrez pentru banii de buget. În timpul anului lucram la școală, să spunem, dar vara trebuia și în vacanțe pentru distracție. Și în vacanțe pentru distracție. O ultimă întrebare mai am. Unde te vezi cu business-ul tău peste 5 ani? Să zicem că 10 ani e prea mult să te întreb. Noi lucrăm la servicii adiacente. Sau visul meu, să spunem, este ca noi să-ți oferim tot ce ai nevoie în viața ta financiară. Și vom continua să lucrăm exact spre zona asta. Și vrem să educăm oamenii mai mult, atât despre monede digitale, cât și despre viața lor financiară. Pentru că sunt informații care poate nu sunt așa ușor de digerat și noi încercăm să le facem digerabile. Să înțelegi și ce e un Bitcoin, ce e un Ethereum, ce înseamnă să schimbi, ce înseamnă să cumperi. Da. Cum ar veni, vreți să vă implicați mai mult în educarea tinerilor de exact. Acum și a adulților de peste 5 da. Ani, să exact. Le să zicem așa. Da, și alte servicii financiare adiacente care se pot oferi, de care tu ai nevoie în viața ta de zi cu zi și să înțelegi de ce ai nevoie de ele și cum ar trebui să le administrezi. Și în câte țări crezi că vei activa peste 5 ani? Peste 5 ani presupun că în foarte multe la nivel global. Noi acum targetăm în primul rând Europa, o să mergem și o să facem teste în câteva țări și după aceea începem să mergem spre toată Europa și apoi și în alte țări. Vlad Nistor, mulțumim. Te mai așteptăm și cu alte ocazii la noi. Cine știe, poate dacă jobul îți va cere să fii în alte țări, măcar prin Skype să te vedem, că acum tehnologia ne permite. Mulțumim, iar dumneavoastră rămâneți pe NCN. Iubim apa.